Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este vicepreședintele USR, fost președinte USR și nimeni nu știe, poate, viitor președinte USR, din nou la un moment dat, domnul Dan Barna. Bună seara, domnule Barna, bine ați venit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372069599. Domnule Barna, cum credeți că se vede din electorat și mai ales din electoratul dumneavoastră această criză prin care trece USR? Se vede fără îndoială efervescent, ca să spun... Eufemistic. Nu foarte eufemistic. Este un moment delicat, pentru că am avut alegeri acum 4 luni și 4 luni președintele ales a decis să demisioneze, dar dincolo de asta, cred că și, dacă e să privim partea plină a paharului, pentru că eu mereu asta am încercat să fac, să privesc partea plină a paharului, indiferent câtă apă era până la urmă în el, cred că este și genul de energie care poate să relanseze spiritul acesta USR care a contat atât de mult în România în ultimii ani. Eu am văzut multă dezamăgire și chiar unele anunțuri de demisie. Aveți multe demisii din partid în ultima perioadă? Bun. În ultimele zile, vreau să zic. Declarații au fost mai multe, dar și sper să rămână așa, numărul demisiilor efective sunt doar câteva, deci nu... Pentru că și mesajul președintelui interimar, colegul nostru Cătălin Drulă, și mesajul membrilor, mai multor membri a Biroului Național, și mesajul meu este exact în aceeași direcție. USR trebuie să meargă mai departe, USR este un proiect atât de important pentru România, încât indiferent ce, nu știu, tensiuni sau decizii mai inspirate sau mai neinspirate ar avea unul sau altul dintre lideri, necesitatea ca acest proiect să supraviețuiască e una foarte importantă astăzi pentru România, pentru că avem pe de o parte mamutul PSD-PNL și după 30 de ani cam știm care le sunt limitările, în partea cealaltă avem un partid extremist și o poziție reală, pro-europeană, singurii care ar putea să fie în stare și sunt în stare să construiască acea Românie, acea țară ca afară, este în momentul de față USR. E un lucru foarte clar și de câte ori discut cu oameni și în spațiu public, întâlnindu-mă sau pe la târguri sau, mă rog, în diverse locuri, întrebându-i pe oameni cine credeți că ar putea să schimbe cu adevărat ceva în România, chiar dacă nu au votat, spun, da, voi, acești tineri de la USR. E o realitate și de asta spun, e un moment tensionat, e un moment care pentru mulți colegi a fost poate o dezamăgire, o speranță pe care președintele demisionar n-a putut să o ducă mai departe, dar dincolo de asta, proiectul USR și șansa României de a avea o alternativă europeană este în USR și nu există altă alternativă pentru a spune acest proiect a obosit. Ca să clarificăm, pentru că poate e mai important decât niciodată, proiectul USR sau proiectul USR Plus? În urma Congresului, partidul se numește USR, proiectul USR Plus, adică proiectul oamenilor din fostul USR, din vechiul USR, să spun așa, și din vechiul Plus, care se găsesc acum sub steagul USR, USR Plus în sensul mecanic al procesului de fuziune, sunt oameni extraordinari în acest partid în momentul de față și sunt oameni care, repet, dincolo de opțiunile mai inspirate sau mai puțin inspirate ale uneia dintre lideri, sunt oameni care au capacitatea să mențină această speranță și capacitatea de reformă a țării de care am atâta nevoie. Credeți că există un risc real de ruptură între fostele componente încă necicatrizate? Fuziunea nu e încheiată decât în acte. Nici Bun. Nu putea fi. Riscuri există întotdeauna. Asta este specificul vieții politice. Însă probabilitatea de îndeplinire e una destul de mică, zic eu, în momentul de față, pentru că fiecare zi care trece risipește odată tensiunea săptămânii anterioare, cea care a declanșat acele evenimente, dar în egală măsură avem un nou președinte interimar deocamdată, avem o nouă energie, o nouă forță pe care să o urmăm și care să facă, după cum a anunțat președintele Cătălin Drulă, opoziție pe tot terenul. Opoziția are un lider pe care se poate baza și am foarte mare încredere că în lunile următoare, în anii următori, Cătălin Drulă va crește și va fi acea alternativă importantă, încă un lider important, pentru că s-au scris foarte multe lucruri. Și vorbim și de
mandatul, de toate mandatele din povestea USR, și Nicu Șordan, și eu, și Dacian, acum Cătălin Drulă, e foarte... Una din bucuriile mandatului meu este că au putut să crească niște oameni care, în momentul de față, au fost în guvernare voci importante și, iată, unul dintre ei chiar poate să ducă mai departe partidul. Și ăsta e un lucru important, să vezi că partidul din care faci parte creează noi lideri. Asta e un lucru foarte important. Mă așteptarea de la domnul Drulă, nu cred că vă spun o noutate, dacă vă uitați pe Facebook o vedeți, este să vină Drulă cu ranga. În egală măsură, în interviu pe care mi l-a acordat, domnul Drulă nu mi s-a părut deloc o persoană cu ranga în mână. Dimpotrivă, mi s-a părut o persoană foarte reținută, chiar diplomată, elitistă. E aici o greșeală de percepție? Nu e domnul Drulă omul cu ranga, de fapt? Domnul Drulă este și omul cu ranga, este și persoana competentă și, cum să spun, și consistentă și profesional și, și moral și din punct de vedere al valorilor, astfel încât să poată să ducă un partid atât de complex cum e USR-ul, pentru că acest USR, USR Plus în termen, în sensul larg, ca să nu fie niciun fel de echivoc, este un partid complicat tocmai prin faptul că sunt multe voințe, ne adunăm împreună niște valori, valorile acestea de România europeană, de România a principiilor, de România antreprenoriatului, de România proprietății private, de România de susținere a familiei, a statului, astfel încât să nu mai ai mereu perspectiva când cresc copiii pentru a-și alege în ce țară să plece. Ori, pentru a conduce un astfel de partid e nevoie de o persoană consistentă. Și Cătălin Drulă este exact o astfel de persoană, adică poate să fie ferm atunci când e necesar, și exemplu cu ranga și episodul care a contat foarte mult în percepția publică, prin care a abordat una din mafiile foarte cunoscute din statul român. Mafia de la metro a lui Rădoi era un lucru pe care îl știau și adolescenții, nu era niciun mister. Faptul că a înfruntat acea bătălie și a câștigat-o arată că are energia să poarte astfel de bătălii. În egală măsură este un om care a coordonat Ministerul Transportului și a dat drumul în foarte multor proiecte și foarte multor proceduri necesare pentru ca banii din PNRR, resursa aceasta fabuloasă de dezvoltare pe care o avem, să poată să fie absorbiți și să avem cale ferată funcțională, trenuri mai bune, mai curate, lucrurile pe autostrăzi, autostrada Moldovei și toate celelalte să poată să se întâmple. Deci despre Cătălin Drulă nu se poate vorbi în termeni monocromatici. E omul cu ranga, e un băiat care a scris coduri pentru calculator sau alte elemente. Este un om care a crescut spectaculos din punct de vedere politic, dar are o consistență profesională foarte importantă. Iarăși cred că nu vă spun o noutate când mă refer la suspiciunea că, de fapt, ați încercat și chiar ați fi reușit să preluați înapoi conducerea partidului, dar prin proxy, prin intermediul lui domnului Drulă, unul din oamenii echipei, pentru că vorbim de o echipă, Barna Ghinea Moșteanu Drulă, da? Și atunci ați fi preluat cumva din nou frâiele, dar fără să fiți oficial cu ele în mână. Această informație nu e reală și nu e nici măcar. Nu e informație, am spus că e o suspiciune. Mă rog, și pe care am văzut că e rostogolită în spațiu public, dar decizia de a se retrage din lupta aceasta pe care USR o duce în opoziția deloc simplă și complicată, decizia de a se retrage și de a demisiona, e aparținut lui Dacian Cioloș. Adică a fost o decizie pe care n-am dorit-o, pentru că după congresul în care colegii mei au decis că Dacian Cioloș trebuie să ducă mai departe acest proiect, din primul moment, din momentul în care a apărut pe ecran rezultatul, vă aduceți aminte, am fost foarte fer, l-am felicitat pe Dacian, i-am urat succes și în toate aceste 4 luni nu a fost nici măcar o singură decizie de un proiect despre USR, despre ce ar trebui să facem pentru cetățeni, pentru țară, pe care s-o fi blocat Biroul Național sau împotriva căreia să fi votat. Și asta cred că spune foarte multe, pentru că ar fi fost foarte bine ca în timp de 2 ani, așa cum a anunțat, să fi dus mai departe acest proiect. Din păcate, repet, a decis să se retragă. Nu se pune problema că am luat eu partidul înapoi, pentru că am spus de atunci, fiecare om contează în această organizație. Cine este lider trebuie să-și asume capacitatea de a duce mai departe acest proiect și de a ne trage după el.
Am sperat să fie dacian, nu s-a întâmplat lucrul acesta, e Cătălin Drulă, e departe și, cum să spun, resping ideea că eu l-aș controla pe Cătălin Drulă, pentru că nu e cazul nici pe departe. Este un om foarte puternic și asumat în propriile decizii, deci... Dar domnul Cioloș susține că, practic, n-ați vrut să-i lăsați puterea, că prin Biroul Național, prin acel fatidic 14-11, 14 USR, 11 plus, care se tot repeta, spune domnia sa, practic îi blocați inițiativele, inclusiv acest program pe care a vrut să-l ducă la îndeplinire și care ar fi fost o consecință a promisiunilor pe care le-a făcut și numele cărora a câștigat votul activului USR plus, nu? Asta vă spuneam, 95% din deciziile Biroului Național din aceste 4 luni au fost în unanimitate. Cele esențiale... Un subiect sau două care au strict de management intern, numărarea unui număr de voturi dintr-o filială. Ale esențiale. Nu era nimic esențial în numărarea unui număr de voturi. În programul politic era? Revin și la programul politic acum. Programul politic era o chestiune de negociere sau de asumare. După cum știți, și când s-a discutat mult în spațiu public, președintele fie putea să-și asume acel proiect, acel program, fie dacă solicita Biroului Național, cum a decis să facă acel vot, un vot, statutul nu cea lucrul acesta, atunci evident că trebuia să aibă loc o negociere. Ori din acel program, 90% eram de acord cu el. Au fost 3 aspecte asupra căruia am avut un alt punct de vedere, și pe care am fost dispus să le discutăm în perioada următoare, să discutăm în partid, să le discutăm în comitetul politic, adică a fost o deschidere totală. Deci ați fost dispus să discutați existența acelei comisii de înțelepți specialiști, cum or fi ei, care să aibă 50% din decizia numirii miniștrilor? Cât timp ei aveau un rol consultativ, fără nicio problemă. Cât timp o astfel de comisie însemna să iei atributul de propunere organelor interne, Biro Național, Comitet Politic, și să o dai unor oameni care nu aveau nici reprezentativitatea necesară și nici responsabilitatea. Este ca și cum dumneavoastră vă renovați apartamentul și spuneți, închem vecinii de pe scară să-mi propună mobila și zugrăveala. Și îmi propun 3 mobile care cred ei și eu le aleg și le trăiesc restul vieții cu acele lucruri alese de vecini care nu sunt nici responsabili și nici nu trăiesc acolo. Adică, înțeleg că ați fost de acord să vă propună, n-ați fost de acord să vă aleagă mobila, să vă aducă în casă. Asta e diferența. Mă rog, putem folosi și metafora asta. Ați spus consultativ, ați fost de acord. Da, consultativ. Asta zic. Să vă propună, una e consultativ și una este să ai dreptul de a propune, pentru că știți foarte bine forța unei decizii e propunea. Dacă eu vă spun... Mergeți de seară la cină. Nu, vă referiți la propunerea formalizată. Sau cu 3 doamne și vi le aleg eu. Alegeți dintre ei propunerile pe care le fac eu, ceea ce nu funcționează. Da, dar în același timp a părut că i-ați tăiat cumva retragerea, adică în momentul înainte de decizia, înainte de ședința de luni, aceea în care lucrurile s-au săvârșit și s-au terminat cu o demisie de Biroul Național de luni, duminică ați decis să faceți publică înregistrarea în care domnul Cioloș spune că va demisiona dacă programul domniei sale nu va fi adoptat. Cu alte cuvinte, nu mai avea nicio, nu putea, trebuia chiar să-și ia vorbele înapoi, nu mai era loc de nicio nanță, n-a mai lăsat această publicare a înregistrării. Senzația a fost că i-ați tăiat retragerea. A, ai zis demisie, ce bine! Să nu cumva să te răzgândești. Nu a fost nici pe departe aceasta intenția, doar că în interiorul organizației se crease cumva un val de suspiciune și de dezinformare. Adică de la discuția inițială, factuală de fapt, că președintele a spus ori acceptați programul meu, ori îmi voi depune mandatul, îmi voi da demisia, se ajunsese și am primit acuzații că noi, eu sau colegii de mei, i-am fi cerut demisia președintelui, deși el nu adusese vorba despre asta. Și se răspândea foarte mult în sâmbătă-duminică această idee că, de fapt, noi am fi cerut demisia și domnia sa n-ar fi adus subiect în discuție în niciun fel. Și atunci am spus, soluția este, ca de fiecare dată în astfel de momente tensionate, soluția este transparența, colegii din interior, din partid, să aibă acces la ședința Biroului Național și să vadă discuția așa cum a fost purtată, astfel încât, în perspectiva ședinței de luni, fiecare să aibă realitatea așa cum a fost. Deci n-a fost o chestiune de retragere, neretragere, pentru că președintele a avut tot timpul opțiunea și cred că poate ar fi bine să-și depășim subiectul, nu vreau să detaliez mai mult, dar factual am spus, cel mai corect este ca nou transparent toți colegii să audă care a fost dialogul, pentru că ascultând, reascultând și eu ședința respectivă, că evident atunci când am participat, n-am stat atent la fiecare vorbă,
am realizat că a fost o discuție foarte civilizată, pe principii, și asta e un lucru pe care am văzut că unii jurnaliști chiar l-au apreciat, un partid în care, într-adevăr, discuțiile au fost pe bune. Cu întrebări, cu argumente de o parte și de alta, adică cele două ședințe care au ajuns și în spațiu public, să spun, au arătat că este un partid în care transparența nu e doar clamată sau mimată, este o realitate și nu doar transparența, ci și consistența discuțiilor. Bun. Aici am ajuns, asta s-a întâmplat, lucrurile nu mai sunt reversibile, ca să zic așa, cel puțin nu în acest moment, domnul Cioloș a demisionat, dar s-a stricat un echilibru de care erați foarte mândri după congres, și anume că puterea e partajată. Acum USR are, de fapt, totul, da? USR are și președintele interimar, fostul USR, vechiul USR are și președintele interimar, are și majoritatea în Biroul Național, plus nu mai are nicio putere în acest moment. Ceea ce nu creează un dezechilibru? Cred că aceasta este, de fapt, provocarea și șansa extraordinară a mandatului lui Cătălin Drulă. Pentru că atâta timp cât președinte ar fi fost, a fost Dacian Cioloș și eu am fost anterior și ar fi fost unul dintre noi în continuare, era tot timpul această, să-i spun, nu știu, legendaristică că președinția o are USR sau o are Plus. Și poate această decizie a fostului președinte ajută ca fuziunea să devină un fapt integrat. Pentru că Cătălin a fost președinte nici într-o parte, nici în alta. Este un nou aer. Se poate construi foarte bine pe narativul cei doi președinți implicați în fuziune. Nu mai sunt în momentul de față la conducerea partidului. Și atunci noul președinte este al tuturor. Și Cătălin Drulă chiar are această caracteristică. Am discutat cu foarte mulți colegi din Plus, cu foarte mulți colegi din USR, și dacă despre mine, să spun, sunt puncte de vedere pozitive și negative foarte ferme, despre Cătălin, majoritatea colegilor din ambele foste partide au o părere pozitivă și bună. Și ăsta e un lucru foarte... Deci Plusul, fostul Plus, îl dorește pe Cătălin Drulă. De asta spun că e o provocare, dar e și o șansă extraordinară ca USR-ul în integralitatea lui și cu foștii membri Plus și cu foștii membri USR să fie acel partid care să colecteze din nou speranța și încrederea că în România lucrurile pot să meargă și într-o direcție bună, pentru că am arătat în acele 8 luni de guvernare și Cătălin poate a arătat cel mai mult dintre noi că se poate ca oameni integri, competenți, serioși să facă o diferență. Păi și atunci de ce nu l-ați lăsat să candideze încă de la congres, de la alegerile precedente pe această logică? Foarte corectă, probabil. Adică, domnul Cioloș v-a și propus de altfel lucrurile acestea. Hai să ne dăm noi la o parte, să lăsăm sânge proaspăt. La acel moment, spun, situația nu era așa cum a venit în momentul de față. Și după congres, în momentul în care a câștigat Dacian, partidul era aliniat pe ideea că următorii 2 ani ne va conduce Dacian, merge mai departe. Aici eram cu toții. Faptul că președintele demisionar a decis să facă lucrul acesta ne-a adus într-o nouă realitate care poate, repet, să fie o oportunitate bună pentru Cătălin. El nici nu-și dorea candidatura la momentul acela anterior, niciun fel, adică și acum și-a asumat acest rol și sunt convins că îl va îndeplini foarte bine. Opoziția nu se face cu 2 mesaje și o apariție din când în când la televizor, a spus dumneavoastră. Dar cum se face opoziție? Cum credeți că trebuie să facă opoziție? Prin prezență în spațiu public și comunicațional, prin prezență în filiale, pentru că oamenii vorbesc acum de colegii noștri din filiale și de susținători, au o disperată nevoie să vadă că cei care ne conduc, cei care conduc partidul, sunt prezenți și sunt implicați. Și din această perspectivă, cred că, sau mă rog, sper că programul președintelui interimar va implica această, și vedem declarațiile de ultimele zile care sunt în linia aceasta, o poziție pe tot terenul, a numit-o Cătălin Drulă, o poziție în care spune lucruri pe nume și împotriva guvernului, care e departe de a fi unul funcțional, și împotriva unui președinte care e total absent din dezbaterea publică, și împotriva extremismului și a celor de la AUR, care continuă să păcălească românii cu soluții pe care nu le au și care nu există. Aceasta este logica opoziției pe tot terenul și sper și sunt încrezător că liniile acestea de prezență consistentă în dezbatere
vor continua în perioada următoare mult mai vizibil? Pe tot terenul Facebook sau pe tot terenul fizic? Pentru că, de fapt, asta e marea diferență esențială pe care mulți au sesizat-o. Dacă George Simion, pe care domnul Durul numește Georgica de la galerie, cu ironie, poate justificată. Deci dacă domnul George Simion este acolo, pe tot terenul fizic, adică se plimbă din sat în sat, din casă în casă, vorbește ce știe el, mai bine, mai rău, are contact direct cu oamenii, oare USR Plus mai are contact direct cu electoratul? Bun. În... Sau doar pe Facebook? Nici pe departe doar pe Facebook. A fost și este încă, dar sper să fie pe final, problema aceasta pandemiei, care a limitat multe din posibilitățile de acțiune. Avem câteva proiecte pregătite imediat ce pandemia ne va permite să ne întoarcem la nivelul fiecarei filiale, să ne întoarcem în stradă printre cetățeni, acolo unde USR a fost și de unde USR s-a și legitimat. Și de unde s-a cam retras. Ca alternativă politică, pentru că suntem un partid de oameni responsabili care... În contextul pandemiei... Eu nu zic adunări mari, dar oamenii merg în continuare pe stradă, totuși nu stăm închiși în casă ca în starea de urgență. E adevărat, dar în contextul pandemiei, acțiunile pe care am putut să le realizăm au fost destul de reduse, dar face parte din strategia pentru perioada următoare. N-ați avut campanii pentru parlamentare și ați mers chiar și dumneavoastră personal prin piețe, adică totuși pandemia nu te împiedică să discuți pe stradă cu oamenii, te împiedică să faci mari adunări, cum a fost congresul PNL, dar nu te împiedică să discuți cu oamenii, e mai mult o retragere de altă natură pe care o reclamă mulți. O abandonare a spațiului fizic pentru o retragere destul de comodă pe Facebook. Nu rezonez cu această perspectivă. Repet, sunt proiecte pregătite imediat și pandemia ne va permite, vom fi înapoi în stradă și au fost campaniile unde am fost evident prezenți în măsura resurselor pe care le-am avut, pentru că aici e o diferență într-adevăr cunoscută, dar dincolo de asta, exact asta e încrederea pe care o am în energia și în acest spirit nou pe care Cătălin îl aduce. 0372069599. Vă așteptăm în Piața Victoriei la Europa FM. Cine este de fapt electoratul dumneavoastră? Care considerați că este electoratul USR? Cel pe care îl are și mai ales cel spre care tinde? Electoratul USR este acea bucată de Românie foarte mare. Unii ne-au votat, cum bine spuneți, alții nu au făcut lucrul acesta, dar care au fost și au votat alte partide pentru ca România să nu mai fie condusă de PSD cel puțin niște ani buni. Ori electoratul acesta, și despre el spune Cătălin Drulă că a fost trădat de președintele Iohannis, electoratul acesta în momentul de față vede foarte clar că singura opțiune pe care o are România pentru a merge în direcția cea europeană este USR-ul. Și aici va fi de fapt marea provocare a noastră, să reușim să-i convingem că da, suntem alternativa de care au nevoie, sunt oameni care au votat alte partide, care acum sunt în depourile PSD-ului și care acum se văd, sunt descumpăniți, sunt dezamăgiți, sunt trădați. Unii cred în fanteziile prezentate de extremiștii reprezentați de domnul Simion, alții pur și simplu se retrag în acea numeri pe calea extremistă, dar se retrag în acea dezamăgire, toți sunt la fel și nu avem nicio șansă, nu mai merg la vot și celelalte atitudini de genul acesta, care sunt foarte păguboase. Și e o bucată mare de Românie, e bucata de Românie care înțelege că soluțiile, între ghilimele, PSD sunt soluții care nu ne duc nicăieri. Și de ce n-ajungeți la ea? Aveți 12%, totuși sunteți pe locul 4. Aur a devenit forța numărul 2 în România și nu cred că tot electoratul Aur este alcătuit din extremiști. Chiar nu cred asta. Nici n-am spus asta. Pe de parte, sondajele sunt o fotografie de moment. Pe de altă parte, în situație de criză gravă, de criză dramatică, cum este a fost criza pandemică, peste criza pe energie, peste costurile la facturi și toate celelalte, mesajele extremiste sunt mai ușor crezute de oameni dezorientați, de oameni speriați, de oameni cu temeri și în acest context, repet, acțiunile și ceea ce ne propunem în perioada următoare este să mergem cât mai aproape de ei, să promovăm aceste soluții. Chiar dacă, mă rog, în unele spații, și vă felicit pentru faptul că nu sunteți între acelea, blocajul este unul foarte vizibil asupra mesajelor pe care noi le transmitem. Nu mă plâng sau nu mă victimizez, doar constat, să spun așa, tehnic, dar
În perioada următoare asta ne propunem și asta este direcția pe care o avea USR și de asta spiritul și mesajele ultimelor zile venite dinspre președintele partidului sunt unele foarte, foarte bune. Unul dintre cei mai cunoscuți comentatori, mai mult decât comentatori, chiar analiști politici cu patalama, profesorul Pârvulescu, vă făcea oarecum responsabili pentru originea derapajului de comunicare la care a ajuns Aur. Adică spune, hai să ne amintim de unde au început live-urile pe Facebook din Parlament și genul acesta de blocare a tribunei când nu ne convine situația politică. Au început de la USR. Regretați această perioadă antisistem? Sau ceva din această perioadă, din trecutul antisistem al Aur? Nici pe departe, pentru că e o diferență fundamentală între modalitățile creative, într-adevăr, și inovațiile de transmitere de mesaj politic pe care USR le-a adus în politică și felul în care cei de la Aur le-au pervertit în mod grotesc. Una este să folosești niște mesaje, niște pancarte, să transmiți, să deschizi prin această posibilitate tehnică fabuloasă, care sunt live-urile și transmisiile pe Facebook, să deschizi o fereastră către cetățeni asupra ceea ce se întâmplă în Parlament, dar USR nu a folosit niciodată violența, nu am blocat microfonul, chiar dacă vă aduceți aminte, domnul Iordache a luat butonul fizic pentru a nu mai putea să vorbim, ne-a tăiat microfonul repetate rânduri, în timp ce domnului Simioni se asigură dreptul la cuvânt de fiecare dată când îl cere, în ședințe conduse de PSD. Este nu că în afara regulamentului. Pentru mine este evident că PSD-ul profită și instrumentează extremismul celor de la Aur pentru a crea și a menține această panică și această nesiguranță. Gândiți-vă, atunci când vrea să vorbească Stelian Ion despre legile justiției, sau când vreau să vorbească Cătălin Drulă și ceilalți colegi care au intervenit în Parlament în acele momente ale ordonanței 13, ni se tăia microfonul, ni se lăsa un minut, două minute, s-a ridicat butonul efectiv. Astăzi, Simion vorbește de câte ori are chef pe cuvântul dat de către PSD. Aceasta este realitatea pe care o vedem cu toții. Și de asta pervertirea unor instrumente care au fost non-violente, care au fost perfect asumate și, cum să spun, foarte, foarte democratice, fără să impieteze funcționarea Parlamentului, transformarea în scandalul și în violența cu care au venit cei de la Aur în Parlament, este o diferență de la cer la pământ. Nu e nicio comparație aici. Bună seara, Nicu! Bine ai venit în Piața Victoriei la Europa FM. Te ascultăm. Bună seara, bine v-am găsit. Aș vrea să-i spun domnului Barna că s-a făcut o mare greșeală din plecarea domnului Cioloș. Domnul Cioloș a fost un om care a vrut să țină cu oamenii, cu poporul. Nu ca și PSD și PNL. Ori domnul Barna mai mult trage către PNL. Deci, îmi pare rău pentru că... Dar de unde ați dedus că trage? Haideți să explicăm de ce spuneți că trage către PNL. Din ceea ce a făcut până acum. Că dacă era cu poporul, atunci era de acord cu domnul Cioloș. Și cum a pierdut Aur din electorat, așa o să piardă și USR acum din electorat la noile alegeri. Și asta îmi pare rău. Deci unul dintre electorii care a avut sunt eu și îi va pierde. Mulțumesc, domnule Nicu. Domnul Barna, trageți cu PNL-ul? Nu, sunt surprins de intervenția ascultătorului. Înțeleg, este poziția domniei sale, o respect fără îndoială, dar un lucru foarte important, Dacian Cioloș nu a plecat din USR și a anunțat că nici nu intenționează să o facă și este un lucru foarte bun pentru că fiecare om contează și liderii, pentru că România nu are foarte mulți lideri politici importanți, liderii contează și sunt necesari în acest demers fabulos pe care oamenii care au decis să intre în USR l-au asumat. Eu sunt convins că și Dacian Cioloș, ceilalți colegi din USR și din fostul USR și din fostul Plus, acum vom fi în spatele lui Cătălin Drulă și vom duce mai departe acest proiect, pentru că e un lucru foarte important. Ideea că a susține PNL-ul, mie din contră, mi se pare că sunt unul dintre contestatarii cei mai vehemenți ai faptului că PNL a devenit astăzi
copilul de minge al PSD-ului. Bun, contestatare ai PNL-ului, în regulă un atac susținut la domnul Iohannis, care a devenit suma relelor, cum spunea domnul Drulă, că din cauza, mă rog, inclusiv din cauza trădării domnului Iohannis scade și USR-ul, sau mă rog, are, stagnează, dacă nu chiar scade. Da, în același timp, predicția este că această coaliție, actuala coaliție, inclusiv predicția președintelui noastră interimar, este că această coaliție are zilele numărate. Și după ce numărătoarea se termină, s-ar termina, ce va face USR? Se duce în anticipate sau reface o coaliție cu cei pe care acum îi critică sub oblăduirea președintelui pe care l-a făcut deja dușmanul numărul 1? Știți ce este nedrept pentru această țară acum, în acest context politic? Că președintele Iohannis a spus României: o să readuc PSD-ul înapoi la guvernare, alături de PNL, scot USR-ul de la guvernare, că nu mă înțeleg cu ei, pentru a avea o majoritate de 70% ca să se ia deciziile importante și necesare pentru țară. Acesta a fost, în esență, narativul. Avem o majoritate de 70% și vă întreb pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri, care au fost măsurile dramatice și importante pe care această majoritate le-a luat în ultimele două luni și un pic? Legea offshore, gazele din Marea Neagră, ca să fiu mai clar, problema facturilor, deci această supermajoritate care poate decide practic orice fără niciun fel de deranj, nu a fost capabilă să ia o singură măsură care într-adevăr să conteze și să facă o diferență pentru viața cetățenilor. De acord cu dumneavoastră, dar eu vă întrebasem dacă această majoritate... Și repede, acum ajung la răspuns. Și din această perspectivă, și eu cred că această majoritate în care face doar ping-pong și glumițe domnul Câțu, domnul Ciolacu, hăhăieli, această majoritate are zilele numărate. Cine va rămâne în picioare după aceea, dacă într-adevăr bucata de, din PNL, de oameni care spun că nu sunt mulțumiți să lustruiască vagoane pentru PSD, se va putea constitui o majoritate, noi vom fi acolo. USR rămâne partidul care cine, cu antireformiștii, cu mamuții, cu suboblăduirea trădătorului? Asta aici vă spun. E... În PNL, cel puțin din discuțiile pe care le avem, există o parte... mai mică sau mai mare, depinde pe cine asculți, care nu e deloc fericită cu această coabitare, cu această căsnicie cu cei de la PSD. O parte din acei oameni sunt oameni integri, sunt oameni cu care... Dați-mi cred că un exemplu, putea, două. Nu o să vă dau acum un exemplu, pentru că nu vreau să crez știri în afara... Haideți să discutăm despre... Vorbim de unicorni, nu de firme unicorni, ci de unicorni în condițiile astea. Iulian, bună seara, ești la Europa FM în Piața Victoriei, te ascultăm. Bună seara. Fac parte din generația 50+, și odată cu înscrierea domnului Moise Guran în USR, am făcut și eu acest pas, m-am înscris, dar la puțin timp domnul Moise Guran a abandonat proiectul pe care și-l propusese în USR. La fel, acum și imediat și domnul Cioloș a abandonat și el același proiect care și-l propusese. Doar funcția. N-a plecat din partid. Doar funcția, exact. Dar mi se pare că ceva nu funcționează în USR. Dacă vine cineva cu un proiect nou sau cu niște idei noi, nu este adoptat. Este, adică este îndepărtat de către... Mulțumesc, Iulian. Liderii. Să-i lăsăm timp domnului Barna pentru răspuns, pentru că suntem pe destul de aproape de final. Domnule Barna, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic neobișnuit. Cel mai ușor este să abandonezi. Asta se întâmplă. Adică sunt oameni, din păcate nu foarte mulți, care au venit în acest proiect și la prima dificultate de a-și convinge colegii au decis să plece pentru că nu e cum au vrut ei. Într-un partid precum USR-ul, de fiecare, e o chestiune de inspirație. Dacă reușești să inspiri pe oameni, să-i convingi să vină alături de tine, toate inițiativele devin realitate. Dacă mergi într-o logică în care spui ori e ca mine, ori plec acasă, lucrul acesta nu are cum să se întâmple, pentru că despre asta e politica altfel pe care USR-ul o face și o propune României și cea care ne-a dus succesele pe care le-am avut. Atâtea câte au fost, zic eu, importante de-a lungul acestor ani. Deci, e foarte ușor să abandonezi, e foarte ușor să vii, să stai o lună, două, trei, patru și să spui nu am găsit eu ce vreau să fac, plec. Dacă toți am abandonat, de câte ori am fost în situația, familia spunându-mi, Dane, dar de ce te chinui pentru oameni care te înjură, care îți reproșează lucruri total neadevărate?
Dacă toți plecăm acasă și ne dăm bătuți, rămânem cu PSD și PNL și cu Georgica de la galerie. Despre asta e vorba. Despre a-ți asuma un lucru care nu e ușor și care e foarte complicat. Dacă România să aibă o șansă, trebuie ca oamenii onești, oamenii integri, oamenii care cred în valori corecte, să vină și să lupte și să susțină punctul de vedere astfel încât să convingă. Păi și dumneavoastră plecați acum acasă. Spuneți că nu mai vreți să candidați. La președinția USR, vreau să zic. În momentul de față, eu am avut un mandat de 4 ani în care am ridicat acest partid de la 5-6% unde era când l-am preluat până la nivel de partid de guvernare și cred că o candidatura mea în momentul acesta nu ar ajuta partidul și fiind un proiect în care cred și alături de care sunt, probabil, dacă va decide să candideze, îl voi susține pe Cătălin Drulă, dacă nu vom vedea care sunt candidații. Nu cred, și despre asta e vorba când spune responsabilitate, că o candidatura mea ar aduce mai multă încredere și energie. Nu credeți acum sau iar e viitorul un... viitorul evident e deschis. E nu? Nu candidez sau spuneți nu cred acum? Că asta e o nuanță deja. În momentul de față, bine, încă n-am stabilit data Congresului, mai sunt niște luni, se poate întâmpla orice în politică. Dar la momentul de față nu cred că o candidatura mea ne-ar ajuta în vreun fel. Domnule Dan Barna, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare, joi. Acum rămâneți cu știrile Europa FM și apoi în Clubul de Seară. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.